Bună seara, bine ați venit. În seara aceasta să știți că, ca de fiecare dată, am emoții, de fiecare dată când sunt în față, deși știți că sunt în pasionat al microfonului, îmi place microfonul în general. Așa că vă mulțumesc și eu că ați venit și că sunteți împreună cu noi, cu inițiatorii acestui proiect, Feitec. Și înainte de a începe câteva gânduri, vreau să-i spun și eu un bun venit și să-l menționez pe colegul, în primul rând, fratele Daniel Fodorean, decanul Institutului Teologic Baptist, președinte Comunității Baptiste de București, și mai sunt și altele, dar în primul rând vreau să spun și dumnealui un bun venit. Fiecare dintre dumneavoastră este special în seara aceasta. Așa că, haideți să vorbim despre ce este vorba în Feitec. Ce este Feitec? Așa, după cum vă dați seama din termenul din limba engleză, este acea comunitate unde credința se intersectează cu tehnologia. Cu siguranță fiecare dintre dumneavoastră aveți cel puțin un device acum în buzunar, un telefon, un laptop la dumneavoastră, cu care probabil ați și încercați să ajungeți aici, în locația aceasta, și suntem cu toții, așa spunem, dependenți sau utilizatori foarte, foarte, să spunem așa, de zi cu zi a acestei tehnologii care se numește telefonia, smartphone, internet de mare viteză și tot așa. Deci, dacă ar trebui să definim comunitatea aceasta, ce este efectul, a putea spune următoarele: este o comunitate globală de ucenici al lui Hristos în domeniul tehnologiei. Așa cum probabil mai sunt și alte organizații, comunitatea medicilor creștini, a avocaților, a juriștilor, a multor alte grupuri profesionale care în comunitatea lor încearcă să se întâlnească, să aibă părtășie, să se pună la dispoziția lui Dumnezeu cu abilitățile lor, și noi în comunitatea aceasta a oamenilor pasionați sau care studiază sau chiar lucrează în tehnologie, facem parte, creăm această comunitate. De asemenea, este o comunitate în care ne propunem să ne întâlnim, să ne rugăm, să vedem împreună, să stăm la dispoziția lui Dumnezeu, să vedem cum ne putem folosi abilitățile acestea pe care Dumnezeu ni le-a dat și nouă, da? Ca să fii un om tehnic, să poți să faci programare, să creezi software sau, să instalezi un calculator. Sunt niște abilități pe care Dumnezeu ni le-a pus. Știți cum e, nu oricine poate să facă lucrul acesta. Și pentru a putea fi de folos Evangheliei, că până la urmă asta este scopul nostru, încercăm ca această comunitate de oameni, pe care astăzi vrem să o inițiem, să o formăm, să-i dăm drum start, să spunem, este datoria noastră de a ne pune față în față de asta și a vedea cum noi, așa cum și alte comunități, se întâlnesc și zic ce putem face cu ceea ce Dumnezeu mi-a dat, pe lângă jobul acela de a-mi câștiga pâinea în fiecare zi. Dacă totuși am un telefon, un smartphone, dacă sunt atât de bun să-ți fac software, dacă știu să fac un simplu website, dacă știu să instalez un antivirus sau ceva, dacă sunt specialist în security, ce aș putea face ca cu aceste abilități să promovez Evanghelia? Poate nu știm în momentul acesta, poate nu avem idee cum ne-am putea face, dar vă spun că sunt o grămadă de aplicații și o grămadă de oameni pe care le folosim deja și sunt făcuți de oameni care fac parte din acest grup. Este o comunitate în care nu este vorba despre noi. Spunea Timotei mai devreme, fiecare dintre noi avem o experiență, avem o pasiune pentru domeniul acesta și poate suntem mai apreciați sau mai puțin apreciați la locul de muncă, poate avem și uneori funcții de conducere sau deja suntem remarcați într-o anumită parte acestui meserii, da? Dar aici, în momentul acesta, în momentul când ne întâlnim în comunitatea aceasta Feitec, nu mai e vorba despre noi, despre ceea ce facem la Feitec, este despre ceea ce facem pentru Domnul Hristos. Să știți că suntem în mediul în care domeniul acesta al tehnologiei este atât de, pe de o parte, atât de folosit și atât de promovat și de folosit. Mă întrebam la un moment dat, este tehnologia ceva păcătos? Gândiți-vă la această întrebare. Trăim într-o era a ecranelor și atunci
Ecranele acestea ne educă, ne schimbă caracterul, practic ne ocupă toată viața și din momentul acesta, dacă toți suntem în domeniul ăsta, haideți să folosim tot ce avem la dispoziție din punctul acesta spre gloria lui Dumnezeu. Cu un ecran poți să faci rău sau să faci bine. Cu o aplicație poți să, știu eu, să îmbunătățești viața cuiva, poți să schimbi viața cuiva. Gândiți-vă doar la aplicația simplă, Biblia. Da? Cea mai simplă aplicație. Și alte lucruri. Numai când trecem dincolo de inteligența artificială, sunt teme pe care le vom aborda în viitor, să știți că toate aceste oportunități pe care le avem sunt următoarele. Să stăm, să vedem ce putem face cu ceea ce Dumnezeu ne-a dat, cu experiența, cu abilitățile și să ne punem și să zicem ce avem nevoie. Poate avem de o aplicație de pentru pentru misionari. Poate avem nevoie de o aplicație pentru social, pentru activități de ajutorare socială. Poate avem nevoie, ați văzut, aplicații de întâlniri și tot felul de... Sunt o grămadă de nevoi pe care le putem face. Nu mai vorbesc de social media și asta pe care deja le știm. Ca să vă dau o idee ce înseamnă comunitatea FETMEC în lume, să știți că nu este o idee care mi-aparține. Am preluat-o și am primit chemarea asta din partea Dumnezeu să aducem și în România această comunitate, o comunitate de voluntari. Tot ce vedeți aici, pe harta aceasta, sunt oameni ca și mine, ca și dumneavoastră, care lucrează, care sunt angajați, care și-au joburile lor, familiile lor. Nimeni nu trăiește din asta. Fiecare, slavă Domnului că în tehnologie salale sunt bune și ne putem permite să facem lucrul acesta. Și oamenii aceștia stau, se întâlnesc, învață, se roagă și așteaptă oportunități care, prin care să-și pună darul lor, tehnologia pe care o stăpânesc, device-urile pe care le-au la dispoziție astfel încât să ajute comunități, să vestească Evanghelia, să traducă, să facă software, astfel încât Evanghelia să fie dusă până la marginile Pământului. Închei prima parte a acestei prezentări cu întrebarea la care... o întrebare pe care vă rog să o stați și să o rumegați. Poate fi tehnologia un instrument dat de Dumnezeu pentru a sluji scopurilor sale? Răspundem și discutăm puțin mai târziu. Fiți binecuvântați și mulțumesc încă o dată pentru prezență.